Citesc în această dimineață, frații și surori, cuvântul Domnului din prima epistolă pe care Apostolul Pavel a scris-o Corintenilor, de la capitolul 11, începând cu versetul 23, pagina 1121 în Sfânta Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat-o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce a luat paharul și a zis: Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâine aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă invit să ocupați lucrurile. De câteva săptămâni încoace, avem în atenția noastră câteva experiențe de viață care sunt adevărate examene spirituale. Spun examene spirituale pentru că în cadrul acestor experiențe vedem cam pe unde ne găsim noi din punct de vedere spiritual. Putem să le abordăm în mod firesc. Și atunci am căzut la acest examen spiritual. Sau putem să le abordăm duhovnicește cu Dumnezeu lângă noi, cu Dumnezeu în viața noastră, cu călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și atunci am trecut cu bine aceste examene spirituale. Cei care sunteți membri acestei biserici știți foarte bine că de când am început perioada aceasta de post și rugăciune, dimineața și seara, duminică, am avut câteva experiențe de viață de felul acesta și fiecare, am spus, este examen spiritual cu Dumnezeu în examenele vieții. În această dimineață, dragii mei, avem acest cuvânt de la Dumnezeu cu Dumnezeu în examenul cinei Domnului. Câți dintre noi, atunci când venim aici în casa lui Dumnezeu o dată pe lună, la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ne-am gândit că de fapt dăm un examen spiritual. Cam cum stăm noi din punct de vedere spiritual atunci când stăm la cina Domnului? Deci, Sfânta Scriptură ne învață că noi trebuie să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. De aceea zice Apostolul Pavel, primind de la Domnul Isus Hristos, să faceți lucrul acesta, spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta, spunea doar spre pomenirea mea. Numai că e foarte important, dragi mei, să-l facem, dar este foarte important și cum îl facem. Pentru că dacă îl abordăm superficial, dacă îl abordăm firesc, am căzut la examenul acesta și Dumnezeu din cer știe acest lucru. Noi s-ar putea să ne uh, mulțumim conștiința noastră, ne-am împărtășit de data asta. Dumnezeu vede dacă a fost cum trebuie să fie. Întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit acest cuvânt al lui Dumnezeu și când am privit cuvântul acesta din perspectiva examenului spiritual, a fost următoarea, cum ar trebui să mă împărtășesc să fie chip vrednic? Când vorbim de chip vrednic, să nu credeți că Sfânta Scriptură se referă la faptul că vom fi desăvârșiți. Niciunul nu-i desăvârșit. Ne străduim să trăim sfințenia lui Dumnezeu. Ne străduim să ne ținem departe de păcat. Ne ținem să ne, 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 ne tindem să ne apropiem de Dumnezeu. Dar încă în Constituția asta în care noi suntem, n-am ajuns la desăvârșire. Și cu toate acestea, cuvântul Domnului ne cere să ne împărtășim într-un chip vrednic. Cum să ne împărtășim? Deci, mei, în primul rând, trebuie să ne împărtășim cu o preocupare pentru împrospătarea memoriei. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea mea, să vă aduceți aminte. Ori de câte ori stau aici la, la, împărtășire, la cina Domnului, trebuie să-mi împrospătez memoria cu ce? Să faceți cu ce? Cu ce a făcut Dumnezeu în Hristos? Dar, dragii mei, marea noastră problemă este că noi uităm repede ceea ce n-ar trebui să uităm. Și ar trebui să ținem mereu în mintea noastră anumite lucruri care sunt foarte importante. Știți că Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Vreau să vă întreb, a uitat Petru asta sau nu a uitat? Sigur că a uitat. Spuneți vă de Scriptură că a venit un moment în care și-a adus aminte. Înseamnă că a uitat ce a spus Domnul Iisus Hristos, deși trecusele doar câteva ceasuri. suntem oameni care uităm. Numai că Sfânta Scriptură ne învață că sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le ținem minte. Dumnezeu din cer vine să ne, să ne spune spună lucrul acesta, să ne aducem mereu aminte. Aduceți aminte că Dumnezeu le spunea prin, prin Deuteronom, prin Moise în carte Deuteronom evreilor, aduți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii. A fost în Egipt, trudă, robie. Vine Dumnezeu prin moi să face lucruri extraordinare, pune Dumnezeu la încercare toată țara Egiptului și zice Dumnezeu pe parcursul călătorilor, aduți aminte de marile încercări. Acum, sunteți aici oameni care au trecut prin încercări mari în viață? Sunteți oameni aici, frații mei? E important să-ți aduci aminte de ele. Sau zicea Dumnezeu tot în Deuteronom capitolul 8, aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu prin pustiu, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame să înveți. E important, dragii mei, noi am parcurs un drum în viața noastră până astăzi. E important să ne aducem aminte de tot drumul acesta pe care ne-a călăuzit Dumnezeu 40 de ani, 60, 80 de ani pe alții. E important dar e important să-mi aduc aminte de jertfa de la Calvar. Acolo, în încercările vieții, acolo pe drumul vieții, în călătoria vieții, acolo la Calvar, văd ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Cum a văzut de ei ce a făcut Dumnezeu pentru ei în călătorie și în încercare. Dragii mei, amintirile vieții, ne determină comportamentul nostru. De ce credeți că vrea Dumnezeu să ne aducem aminte? Când ne aducem aminte de lucruri importante, poate le-am uitat. Când ne aducem aminte de lucruri importante, dragii mei, această amintire ne poate determina comportamentul nostru. Vă spuneam ceva despre, despre Petru mai înainte. A cântat cocoșul și a adus aminte. Vreau să vă întreb. Această aducere a minte i-a determinat lui comportamentul? Ce a făcut? Ce a decis? A ieșit afară și a plâns comar. Că și-a adus aminte. Da? Deci, mei. Stăteau, stăteau frații lui Iosif înaintea lui Iosif. Iosif era mare în Egipt. Ei nu știau, nu-l cunoșteau. Era cel care gestiona un fel de prim-ministru al Egiptului, gestiona uh, economia Egiptului, dacă vreți. Și spune Sfânta Scriptură că în momentul în care frații lui care l-au vândut stăteau în fața lui, dragii mei, și el i-a cunoscut și-a adus aminte de visele pe care le-a avut cu la ei. Și acum vă întreb, a citit în Biblie aducerea în minte ea a lui comportamentul. Cum s-a purtat el cu frații lui? Că putea Iosif în firea pământească să se poarte, să se răzbune. Că frații lui l-au pus în groapă, din groapă l-au vândut la Ismaeliți, a ajuns rob în, în Egipt, dragii mei, putea să se răzbune. Avea toată puterea. Dar și-a adus aminte de visele pe care Dumnezeu le-a trimis. Și a zis într-un final, Dumnezeu m-a trimis aici ca să vă scap viața, să nu muriți de foame. Dar și-a dus aminte. Deci, mei, Dumnezeu știe că noi suntem oameni care uităm și pune în fața noastră niște lucruri ca să ne aducă aminte. Să ne aducă aminte. Zicea, zicea Dumnezeu în, în evreilor în Exod capitolul 12: Când veți intra în țară, și veți aduce jertfa de paște. Și vor întreba copiii voștri: Ce e cu asta? Adică, când intrați în țară, să țineți obiceiul ăsta. Și când întreabă copiii voștri, să ziceți: Este jertfa de paște, în cinstea Domnului, care a trecut prin țara Egiptului, care a, a omorât întâi născuți, dar ne-a protejat casele. Și ori de câte ori faceți lucrul acesta, vă aduceți aminte, să vă aduceți aminte că Dumnezeu este Cel care v-a păzit în Egipt și v-a scos cu braț puternic de acolo. E nevoie să repetați asta, să vă aduceți aminte. Când evrei au trecut Iordanul, Iordanul s-a despicat. A zis Dumnezeu așa, din fiecare semințe, câte un om, 12 oameni pentru semințele lui Israel, să ia fiecare câte o piatră din Iordan. Din treceți dincolo, unde poposiți, faceți așa un fel de altar. De ce? Să fie aducerea minte. Generație după generație să-și aducă aminte că apele Iordanului s-au despicat înaintea chivotului lui Dumnezeu. Să nu uitați că Dumnezeu va deschis drum. Să nu uitați sunteți predispuși să uitați, dacă când vedeți pietrele acelea făcute grămadă acolo, să vă aduceți aminte. E, dragii mei, pentru aducerea aminte, Dumnezeu a pus cina Domnului, printre altele. Să facem lucrul acesta să ne aducem aminte. Câți dintre noi, dragii mei, când stăm la cina Domnului și când e biserica plină și când avem poate o altă atmosferă în locul acesta, Câți dintre noi stăm să ne împrospătăm memoria în modul cel mai real? Câți? Noi luăm în chip nevrednic atunci când nu ne împrospătăm memoria. Când ne împrospătăm memoria, dragii mei, luăm Cina Domnului cu o atenție sporită. Începem să reflectăm la noi înșine din lumina calvarului, a jertfei Domnului Iisus Hristos. Cum m-a schimbat pe mine jertfa Domnului? Când v-ați pus întrebarea ultimată la cena Domnului? Cum mi-a schimbat viața jertfa Domnului Iisus Hristos? V-ați pus întrebarea vreodată? Cum? Ce impact a avut asupra vieții mele jertfa Domnului Iisus Hristos? Ce, situații din viață mai trebuie schimbate. Că fiecare dintre noi din locul acesta, dragii mei, avem nevoie să mai fim schimbați. Ce domenii din viață mai trebuie schimbate? Spunea Domnul Iisus Hristos lui Ioan despre biserica din Efes, știu toate lucrurile bune despre tine. Ai răbdare, ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli, ai fapte, dar mai trebuie schimbare cu toată lista asta foarte lungă de calități, de lucruri bune pozitive pe care le-ai în viață mai trebuie schimbare trebuie să te pocăiești pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi dragii mei, ei când stau aici la, la, la împărtășirea cu trupul sângele Domnului încep să reflectez la viața mea cum m-a impactat jertfa Domnului Iisus Hristos ce-am fost și ce sunt și ce aș putea să fiu ce mai trebuie schimbat? Ce liberare trebuie să mai experimentez în viața mea? Dragii mei, s-ar putea să venim aici la cina Domnului oameni cărând poveri după noi. Povara vinovăției. Dragii mei, dureri din trecut. Obiceiuri păcătoase. Și venim cu ele în locul acesta, dragii mei, și când stăm în fața jertfei de la calvar, pentru că ne împrospătăm în memoria noastră, văd ce domenii sau în ce domenii din viața mea mai am nevoie de eliberare, de, de teamă, de îngrijorare, cine știe de ce. Și stau aici în fața jertfei împrospătându-mă în mintea mea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Încep să reflectez. Iau cina Domnului cu atenție sporită, reflectând la viața mea. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, dragii mei. Când stau la cina Domnului împrospătându-mi jertfa de la calvar în mintea mea, iau cina Domnului cu un adânc sentiment de mulțumire. Foarte multe noi suntem foarte expeditivi la cina Domnului. Vine și trece, am luat bucățica și am luat uh, paharul și am uh, luat... Uh, trupul sângele Domnului prin credință și-i destul. Deci, mei, când îmi împrospătez în mintea mea amintirea calvarului, trebuie să, să recunosc înăuntru meu, dragii mei, asta a făcut-o Hristos pentru mine. Nu așa în general pentru omenire, a făcut-o pentru mine. Spune Apostolul Pavel, scrie Apostolul Pavel lui Timotei așa, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică a venit pentru mine. Și când stau aici și mă împrospătesc, dragii mei, în mintea mea, gerfa de la calvar, știu, a venit pentru mine. Și dacă a venit pentru mine, răspunsul meu la coborârea Fiului Lui Dumnezeu și la crucificare răspunsul meu este o stare de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu îți mulțumesc Doamne când Domnul Iisus Hristos i-a curățat i a, i -a uh, curățit pe cei zece leproși, spune Sfânta Scriptură că unul s-a să-i mulțumească și a zis Domnul Iisus Hristos așa a pus o întrebare, n-au fost curățiți tot cei zece? nu s-a găsit decât străinul acesta, adică samariteanul acesta să vină să mulțumească. Înseamnă că Dumnezeu din cer, Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, în cazul acesta, dacă a făcut ceva pentru noi, așteaptă să întorc mulțumirea. Și acum întrebarea mea este, n-am fost curățiți noi toți de aici? Sute de oameni, și n-ar trebui în actul cinei Domnului, n-ar trebui să stau să mă întorc cu mulțumire spre Dumnezeu și să spun Dumnezeule, ai făcut asta pentru mine, îți mulțumesc. Deci, dragii mei, primul lucru pe care, pe care ar trebui să facem, dragii mei, cu Dumnezeu în examenul acesta al cinei Domnului, să iau cinea Domnului cu această împrospătare a memoriei. În al doilea rând, trebuie să iau cinea Domnului cu respect pentru biserica lui Dumnezeu. Pentru ăștia de aici. Deci, mai știți ce spunea, ce scrie Apostolul Pavel? N-am citit pasajul acesta, era mai lung, spune așa. Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei care n-au nimic. Disprețuiți biserica lui Dumnezeu. În cadrul cinei Domnului zice asta. Frații mei, vreau să vă întreb. Din cine este formată biserica lui Dumnezeu? Din cine? Uitați-vă în dreapta, în stângă, în față, în spate. Din oameni. Oameni foarte diferiți. Deci, mai diferiți ca și vârstă, generații diferite, diferiți ca și poziție socială, categorii sociale diferite, diferiți ca și pregătire, diferiți ca și maturitate spirituală, ne adunăm în locul acesta și zicem Biserica lui Dumnezeu. Și tendința noastră firească, dragi mei, din cauza acestor diferențe este să ne disprețuim unii pe alții, adică să ne desconsiderăm. Diferențele dintre noi ne pot duce să alunecăm în desconsiderarea celui de lângă noi. Bătrânul să-l desconsidere pe tânăr. Tânărul să-l desconsidere pe cel bătrân. Cel care are să-l desconsidere pe cel care nu are. Cel care are pregătire pe cel care are mai puțină pregătire. Cel care este mai tare în credință pe cel care este mai slab în credință, spune Sfânta Scriptură. Să ne desconsiderăm unii pe alții până acolo încât, chiar dacă suntem împreună, să fim divizați la nivelul Duhului. Zice Apostolul Pavel aici așa, tot în acest pasaj. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări, divizări. Dar venim la adunare. Suntem în același loc și vrem să luăm din aceeași pâine. Pâinea, trupul Domnului Iisus Hristos. Și spunea Pavel aici, despre cei din Corint. Disprețuiți, vă disprețuiți unii pe alții și există divizări. Deci, mai, respectul față de biserica lui Dumnezeu, formată din oameni foarte diferiți, se arată prin acceptarea noastră unii către al... față de alții. Chiar dacă unul e blond și altul e brunet. Chiar dacă unul e tânăr și altul e mai în vârstă. Chiar dacă unul are trei doctorate și altul are de-abia liceul. Înțelegeți? Să ne acceptăm unii pe alții, știți de ce? Pentru că noi toți avem același trecut. Mă, dacă v-aș lua pe rând aici să vă întreb care e trecutul dumneavoastră, o să vă gândiți probabil la parcursul acesta biologic. Nu, nu. Din perspectiva Bibliei, noi toți eram morți. În păcate și fără de legi. Niciunul nu eram altfel. Și oricât de tari și mari ne-am ținea în vremea aceasta, dragii mei, noi toți avem același trecut. Morți în păcate și fără de legi. Străin de legămintele lui Dumnezeu, fără drept de cetățeni în Israel, dragii mei, sortiți morții pentru eternitate. Și atunci, de ce să mă grozăvesc eu când noi toți avem același trecut? Dar mai mult decât faptul că avem același trecut. Ascultați-mă, avem același preț înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă n avea același preț înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi plătit diferit pentru fiecare. Dar pentru că avem același preț înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a plătit la fel pentru toți. Știți ce a plătit Dumnezeu? Nu aur, nu argint, nu lucruri scumpe, ce a plătit sângele scumpă lui Iisus. Pentru mine. Și pentru dumneavoastră. Pentru fiecare. Poți să ai 10 facultăți, a plătit același lucru. Poți să nu ai nicio clasă și a plătit același lucru. Că înaintea lui Dumnezeu avem același preț. Aceeași valoare. Se uită Dumnezeu din cer pe toată fața pământului, dragii mei. Și face asta în fiecare generație. Și în fiecare generație toți oamenii au același preț înaintea lui Dumnezeu. Aceeași valoare și iubește Dumnezeu cu o iubire desăvârșită pe toți. Slăviți să fie numele Domnului. Dar mai mult decât atât, mei, noi ar trebui să ne acceptăm nu doar că avem același trecut și avem același preț. Ascultați-mă, avem aceeași perspectivă. Deci, mei, uitați-vă la cel din dreapta dumneavoastră sau la cel din stânga. Vă puteți vedea așa, în imaginație, stând lângă el în împărăția cerurilor. Știți că asta e perspectiva. Pe cruce era Hristos Domnul, nevinovat, nevinovat. Și de o parte și de alta era câte un tâlhar. Și, dragii mei, Domnul Iisus Hristos i-a spus unuia dintre tâlhari așa, astăzi vei fi Vă puteți închipui să stați cu tâlharul acolo? Vă puteți? Ca și surori. Vă puteți închipui să stați cu un trădător ca Petru în Împărăția lui Dumnezeu? Sau cu un prigonitor ca și Saul din Tars? Vă puteți închipui? Sau pe cine vreți dumneavoastră? Că îi știți istoria poate. Pe unde a fost? Vă puteți închipui la perspectiva asta în împărăția lui Dumnezeu. Zicea Domnul Iisus Găză la un moment dat către fariseia aceea grozav, care, care avea impresia că sunt extraordinar, zicea Domnul Iisus Găză așa, vameșii și femeile stricate, merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, se poate așa? Se poate lucrul acesta, să avem această perspectivă, oameni de, de la răsării, de la pus, de la mează noapte, de la mează zi, dragii mei, de peste tot, din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, dragii mei, orice condiție socială, vă puteți gândi că-i adună Dumnezeu să-i mântuiască în Hristos Domnul, să facă o împărăție veșnică, vă puteți închipui. Ei, dragii mei, cina Domnului, la cina Domnului, trebuie să iau cu acest respect față de biserica lui Dumnezeu, formată din oameni foarte diferiți, acceptându-ne unii pe alții și luptându-ne pentru unitatea noastră a tuturor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să trec mai repede, dragii mei, ca să, trec, să ne apropiem de împărtășire. În al treilea rând, iau cina Domnului, sau trebuie să iau cina Domnului, în acest examen spiritual, cu o preocupare serioasă pentru rezultate spirituale. Frății mei, noi venim în locul acesta, unii mai des, alții mai rar, dar venim la casa lui Dumnezeu. Și la ocazii speciale, și la ocazii obișnuite, venim aici, venim și la cina Domnului. Care dintre dumneavoastră, când ați ieșit pe ușa aceea, sau pe alta, sau pe alta, nu contează pe care, v-ați gândit. Cu ce rezultate plecați din casa lui Dumnezeu? Cu ce rezultate spirituale? V-ați gândit? Știu că uneori plecăm de aici mulțumiți în noi înșine de ceea ce a fost. A cântat cine ne-a plăcut nou să cânte, a predicat cine ne-a plăcut nou să predice dacă nu plecăm nemulțumiți că n-a cântat cine a plăcut să cânte, n-a predicat cine a plăcut să predice, dragii mei, și înseamnă că evaluarea prezenței noastre în casa lui Dumnezeu o facem după preferințele personale. A fost bine sau nu? ca așa prefer eu. Sunt oameni care, imediat ce nu se petrece ceva în biserică, după preferințele lor scriu bilet la învon, că ar trebui făcut altceva în biserică. Că așa sunt preferințele. Dragii mei, eu când vin aici la casa lui Dumnezeu și mă împărtășesc, trebuie să mă gândesc la rezultate spirituale. Întrebarea este, ce fel de rezultate? Ascultați ce spune Pavel Corintenilor. Vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Știți care ar trebui să fie rezultatul când venim aici în casa lui Dumnezeu? Acea schimbare interioară, să ne facem mai buni. Scrie asta în Biblie. Dragii noi prin natura noastră nu suntem buni niciunul. Bun, zicea Domnul Iisus, este unul singur Dumnezeu Chiar dacă noi zicem că suntem buni sau după ce cineva a plecat din lumea aceasta și îi pus în sicriu, mergem acolo și spunem, a fost un om bun. Că toți care au, au, trăit în lume și au murit la moarte, sunt buni. Noi, prin natura noastră, nu suntem buni niciunul dintre noi. Zicea Pavel sau scria Pavel romanilor, nimic bun nu lăcuiește în mine, adică în firea mea pământească. Cei drept, am voința să fac bine, dar nu am puterea. Răul stă lipit de mine. Când Dumnezeu se uita din ce spune în Genesa capitolul 6, a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Toate întocmirile, gândul din inima lui erau îndreptate în fiecare zi să facă rău. Suntem răi. Deci, mei. Și atunci venirea noastră la casa lui Dumnezeu, ar trebui să aibă acest rezultat sau printre să aibă acest rezultat să ne facem mai buni. Sunt anumite circunstanțe de viață, ocazii, care ne predispun să ne facem mai buni. Știți că atunci când înțeleptul Solomon a scris cartea Eclesiastului la capitolul 7, a zis că e bine să duce într-o casă de jale. Că cel care trăiește pune la inimă ce vede acolo și prin întristarea feței Inima se face mai bună. Ei, hey, când vii la casa lui Dumnezeu, inima trebuie să se facă mai bună. Cum? Cum? Frații și cum? Inima noastră se face mai bună atunci când luăm și punem acolo ce ar trebui să punem acolo. Eclesiastul capitolul 7 zice acolo, își pune la inimă ce vede acolo și punându-și la inimă ce vede acolo, inima se face mai bună. Venim în casa lui Dumnezeu, dragii mei, să ne facem mai buni, să punem la inimă ce să punem la inimă. Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne lăsăm prelucrați de cuvânt și de Duhul lui Dumnezeu. Zicea autorul Psalmul 119, strâng cuvântul tău Pun cuvântul tău în inima mea, îl pun la inimă ca să mă fac. A trecut așa Iona care de o zi prin Ninive și-a strigat cuvântul lui Dumnezeu încă 40 de zile și Ninive au fi nimicită. Vreau să vă întreb. Au luat oamenii cuvântul să-l pună la inimă? S-au făcut mai bun, cel puțin pentru o vreme. S-au făcut? Dumnezeu din cer... A văzut că se întorc de la calea lor cearea. Adică se fac mai buni. Pentru că au pus la inimă cuvântul acesta. Noi suntem în casa lui Dumnezeu, dragii mei. Nu să facem spectacol. Nu să ne vedem unii pe alții și să cânte unii foarte frumos, să predice alții cine știe cum de bine, dragii mei. Suntem aici să avem rezultate. Să ne facem mai buni, punând la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Dar punând la inimă, ascultați-mă, și îndemnurile frățești. scrie autorul epistolei către Evrii, la capitolul 10, să vegem una asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Recent a fost undeva la o evangelizare într-o biserică și uh, m-am așezat pe prima bancă așa jos acolo lângă păstor și în spate s-au așezat alte persoane și au început două persoane să vorbească politică. Și a zis unul dintre, dintre ei așa, către celălalt, mai rezând, dar oare e voie să facem politică în biserică? Dar vorbea despre, despre uh, primar, cum să fie dat jos primarul, că trebuie schimbat primarul, tot, tot chestii de felul acesta. Dar ai voie să facem politică în biserică? Dar de ce noi venim aici să ne facem mai buni. Nu vreau să dau un verdict pentru cei de acolo. Și vreau să vă spun că venim la biserică să ne facem mai buni. Ne facem mai buni prin ceea ce punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Sau îndemnându-ne unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Sau luând aminte la la avertizările lui Dumnezeu. Zice aici, aici apostolul Pavel din partea lui Dumnezeu că cine mănâncă în chip nevrednic, își mănâncă și își bea e asta, e asta avertizare de la Dumnezeu. că dacă nu e în chip vrednic, îți mănânci o sânta ta. Și avertizarea asta, dragii mei, nu e pentru că Dumnezeu vrea să ne lovească cu buta în cap. Nu, nu. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne avertizează. Exact așa ca și în grădina Edenului când a zis poți să mănânci după, după plăcere în toți pomii din grădină. În ziua când mănânci din pomul acesta, mori. E avertizarea lui Dumnezeu. Pentru că ne iubește. Deci, dragii mei, când venim la cina Domnului, trebuie să fim preocupați de împrospătarea memoriei noastre, să, aducem, să ne aducem aminte că a murit pentru noi Hristosul. Și așa să luăm cina Domnului. Trebuie să luăm cu respect pentru biserica asta lui Dumnezeu. Oameni foarte diferiți, unii, unii dintre noi foarte încăpățânați. Așa suntem noi, dar suntem Biserica lui Dumnezeu. Trebuie să respectăm Biserica lui Dumnezeu. Trebuie să fim preocupați de rezultate spirituale. Să ne facem mai buni. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.